Ascultați seriile Radio Cluj într-o ediție de marți, 31 ianuarie. Invitatul meu la această oră este domnul Claudiu Salanță, este arhitect urbanist și ocupă funcția publică de arhitect șef al județului Cluj. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc frumos de invitație! Bună seara și ascultătorilor dumneavoastră și încerc de la început, scuze, e prima dată când sunt la radio și poate am niște emoții. Păi un pic de emoții la început, dar după aceea ne relaxăm cu siguranță și dacă intrăm în poveste o să uitați de ele. Excelent! Sunteți absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism din București, aveți și studii de administrație și instituții publice la Facultatea de Geografie și sunteți arhitect șef al județului Cluj din 2013, chiar vorbeam puțin mai devreme, iată, aproape un deceniu. Da, nici nu-mi dau seama cum au trecut acești ani, adică undeva prin 15 noiembrie se împlinesc cei 10 ani de zile, că în 15 noiembrie țin minte în 2013 că m-am dus la Consiliu, au trecut repede. Și încep deja să fac așa un bilanț, să vedem ce am reușit să fac din ceea ce mi-am propus când am mers. Eu vin din mediul privat, adică n-am lucrat înainte în administrație, ci eram în mediul privat. Dar pot să spun că am avut un mentor destul de bun, pentru că fostul meu șef a fost arhitect șef al județului înainte de 1989. Am și înțeles. Atunci am avut de la cine învăța cu ce se întâmplă în această postură și aducând și nota personală. Ce se întâmplă în această postură? Lumea nu prea știe. Ce face un arhitect șef al județului? De acord. Mi-aduc aminte și nu doar lumea în general, adică inclusiv arhitecții sunt sau cei care au de-a face cu administrația, de multe ori nu știu ce face un arhitect șef. Și mi-aduc aminte de o întâlnire pe care am avut-o acum câțiva ani de zile cu arhitecții. Arhitecții trebuie să facă un stagiu după ce termină facultatea și trebuie să facă un stagiu. Participau cam 150 de persoane la acea întâlnire și întrebarea care am pus-o este asta. Ce credeți voi că face un arhitect șef? Ca să vedem care-i percepția, da? Și ce așteptări au, da. Exact. Și singurul lucru care a venit din sală este, păi, semnează autorizații și certificate. La unul dă blocuri, la unii dă case, în funcție de cum vrea. Ok. Înțelegem de unde pornim. Asta era, cred că, în 2014-2015. Ori de atunci, tocmai asta am încercat, să arăt ce poate să facă un arhitect șef, da? Pentru că sunt niște limitări în legislație, dar sunt și niște posibilități de care, dacă le fructifici, poți să duci funcția asta și rolul ei spre ceea ce trebuie, respectiv spre calitatea arhitecturii, spre calitatea urbanismului și să ieși din acea cutumă a birocratului care doar semnează niște hârtii. Da, se întâmplă și acest lucru, dar poți să ghidezi, poți să arăți, da, exemple de bună practică, poți să spui, uite, așa ar trebui să se întâmple lucrurile în anumite zone sau partea de urbanism ar trebui să nu însemne profitul unui dezvoltator cu câte parcele iese, ci ar trebui să discutăm despre o comunitate care se creează acolo, despre oameni. Mie îmi place foarte mult să discut pe componenta de urbanism și să pun întrebarea unde se joacă copiii. Uh-huh. Tu ți-ai lăsat copiii să se joace lângă stradă sau ai preferat să fie un spațiu verde luat din toate parcelele și care să fie în interior, încât toată comunitatea protejează acei copii și se joacă într-o anumită liniște. Adică... Și confortul întregii comunități crește. Dacă tu știi că copilul tău se joacă în siguranță, ești mai liniștit, făcându-ți treburile. Exact, exact. E și liniștea ta sufletească până la urmă. Da? Adică una e când îți lași și dependența copilului de tine, da? Și acea independență, de fapt. Pentru că una e când îți lași copilul să se joace în curte, care e curtea comună, da? Curtea blocului, dacă vreți, da? Care era renumită în trecut, că am prins acele curți ale blocului. Generația, da? Cu cheia la gât. Exact. Și era o plăcere să întâlnești acolo, dar în același timp și părinții erau liniștiți că erau acolo, în comunitate, da? Deci comunitatea avea grijă de acum, cu această mutare, că există, chiar povesteam că există o mutare de la urban la rural, iar recensământul publicat astăzi, datele oficiale de la nivelul județului Cluj, ne arată că un 6% din populația județului s-a mutat din urban în rural. Uh-huh. Dacă ne uităm, 6% înseamnă 40.000 de oameni. Gherla, ca și municipiu, are sub 20.000, înseamnă de două ori populația Gherlei, ca să avem un ordin de comparație. S-au mutat oamenii în zona aceasta periferică a orașului sau au preferat zone mai depărtate? Sau asta nu știți exact? Știm și asta. Există, de exemplu, scădere, ca să mergem pe scădere, avem Aghireșu, da? Uh-huh. Care este lângă Cluj. Teoretic, înainte de 89, era gândit ca viitor centru urban și care are o scădere în 10 ani de zile de 1400 de locuitori. De la 7000 și ceva la 5000 și ceva. Este...
foarte mare. Mare. Da. Deci este foarte mare. Adică Clujul atrage, Clujul atrage ca municipiu, inclusiv din exteriorul județului și din exteriorul chiar regiunii. Și atunci se simte această atracție și pentru rural. În schimb, unde s-a văzut foarte mult acest trend de mutare din urban în rural, s-a văzut în comune gen Sălicea, gen Feleacu, Aitonu mai nou, Apahida, Baciu și cu Floreștiu și Chinteniu, ele intră, din punctul meu de vedere, la altă categorie. Da. Pentru că nu neapărat pot să spun astăzi că Floreștiul este rural. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai mari greșeli legislative, că tu ca legiuitor ai stat din anul 2005, să spunem că atunci a început trendul cu Floreștiul, 2004-2005, da. 2004 au fost primele ANL-uri, da? E, și ai ajuns să stai pasiv timp de 15 ani de zile și să te uiți cum o comună e mai mare decât un municipiu. E inacceptabil, din punctul meu de vedere, să stai pasiv ca legiuitor și să nu faci nimic. Ce s-ar fi putut face? Păi, foarte simplu, ce le spuneam și acum, adică ideea este, nu pot să mai lași, de ce lumea vine și aici se prezintă public și convine foarte mult de ambele părți această sintagmă. Dacă ne facem urban, ni se măresc impozitele. Hai exact. Să facem o comparație. Înseamnă să plătești 100 de lei în plus pe an. Pe an. Da. Da? Și care ar fi beneficiile? Hai să vedem beneficiile după aia. Da? Dacă ești urban, la nivel de comună Florești, da? Mâine ești municipiu Florești, înseamnă că administrația publică are niște obligații. Are obligația să-ți pună spital la dispoziție, are obligația să-ți pună liceul la dispoziție în Florești și alte dotări publice, adică timpul și banii pe care tu îi pierzi, ai 100 de lei pe care îi pierzi pe lună, dacă nu mai, dacă mult, nu mai mult, pe exact. Trafic, da. Tu îi câștigi pentru că ai aproape de tine dotările necesare. Și nu vreau să mă duc mai departe și să mă uit la latura socială, da? Adică timpul pe care tu îl petreci cu copilul tău sau cu familia ta nu mai este în mașină, ci este acolo local. Poți să ai un parc, poți să ai, cum spuneam, dotările necesare, poți să ai niște centre de cartier care să se întâmple niște activități. Asta ar trebui să se întâmple. Iar din punctul meu de vedere, legiuitorul trebuie să intervină în momentul în care a văzut prima comună care a depășit 10.000 de locuitori, să spună, ok, comunele care depășesc 10.000 de locuitori vor primi o finanțare de la guvern pentru a își susține dotările necesare. Dacă 2 ani, 3 ani consecutiv datele raportate de INS depășesc 10.000 de locuitori și este trendul de creștere, ele trebuie să se transforme în ceva urban. Sau sunt încorporate de un urban mai mare, sau se transformă într-un urban. De ce? Pentru că, exemplu concret, da, sunt străzi în Florești care nu le poți face la nivelul urban pentru că nu se finanțează pe fonduri europene. De ce? Pentru că ei sunt rural. Trebuie să respecti normativul de rural. E super absurd. Da? Când știi că ai nevoie de stradă precum e cartierul Zorilor, ai nevoie de o stradă Observatorului mâine. Da. Da? Și uneori, doar ca și Florești, da? Uneori, din păcate, n-au fost ascultați specialiștii. Specialiștii au estimat în 1998 o creștere a Floreștiului de la 6.000 la 20.000 până în 2010. N-au fost departe. De exemplu, comuna Florești are un arhitect șef. Mi-e greu să pot să spun asta. Formal există. Din păcate, aș vrea să văd că face ceva. Adică, pot să spun cu toată responsabilitatea, mi-e jenă că există un arhitect șef în Florești. Întrebarea mea ținta un alt aspect. Dacă dumneavoastră, ca arhitect șef al județului, aveți competență în a interveni atunci când se fac la nivel local greșeli? La nivel local am trecut prin diverse perioade cu Floreștiu, în cele câteva administrații care au fost acolo. Am ajuns să fiu și amenințat de multe ori de către cei de acolo, așa că... De ce? Că... De ce? Pentru că vreau să-mi fac treaba. Da. Din păcate, pentru mulți, interesele mele sunt doar de natură profesională. Și atunci e greu să se înțeleagă de multe ori asta, iar sfaturile pe care încerc și să le dau sunt doar pentru a aduce ceva bun în acea comunitate. Nu mă interesează altceva.
Și atunci e destul de dificil de înțeles de unii și de alții și duce la diverse supărări. Da? Floreștiu, ca să dau ca și comparație, îl știu foarte bine. De ce? Pentru că spuneați de faptul că am terminat facultatea. Facultatea am terminat-o la Cluj. Sunt absolvent de Cluj, da, pe arhitectură, dar am făcut un master de urbanism la București, pe care am avut niște profesori extraordinari pe partea de urbanism. Pe operațiuni urbane mi-a rămas mereu și mă rămâne mereu în minte domnul profesor Iannăși, care asta face. Deci e un cartier precum e Floreștiu, ce faci mâine ca să-l readuci la viață, să-i dai niște posibilități? Mai și sunt șanse la Florești să se facă ceva? Eu am făcut o analiză în 2013. Da. Exista. Uh-huh. Doar că nu poți să faci așa cum pipeta. Uh-huh. Deci acolo ai nevoie de niște decizii dure, e nevoie de niște demolări, ca să spun, fim foarte sinceri, da, și de acolo poți să faci ceva. Adică fără o infrastructură de mobilitate nu prea poți face mare lucru. Iar nu acum, facem decât să cârpim. Pe aici, da, măcar dacă ar cârpim ce se poate, da? Dădeam, de exemplu, o idee și mi se spunea nu se poate, totul nu se poate. Ok, hai să încercăm cu unul. Ce am constatat așa de-a lungul timpului este că e suficient să găsești un promotor, un om care să dorească să facă. De ce? Pentru că după aia este chestia ce se întâmplă la sat. Merge pe rândul satului. Cum a făcut ăla? Așa, păi hai să fac și eu. Și pot să dau exemple și pozitive și negative în asta, da? Am avut, de exemplu, pe urbanism, o discuție cu primarul de la Iton, da? Prin care vrea să facă un cartier de tineri. E, a pornit de la o schiță făcută de un topograf în care se împărțea în X parcele. E, am purtat o discuție și am zis, domn primar, știți, hai să încercăm altfel. Hai să nu facem parcele de 500 de metri pătrați, hai să le facem de 1000, da? Cât e nevoie pentru o casă în rural? Că mai ai o grădină, mai ai ceva... Trebuie să te miști puțin altfel. Iar pandemia a rezolvat foarte bine această suprafață, adică nu se mai caută astăzi parcele sub 900-1000, foarte rar. Oamenii au nevoie de spațiu. Cum spun, pandemia ne-a obligat să ne dăm seama că acea curte are un rol. Da. Nu doar să îmi tai eu iarba, care era marile probleme. Sau da. Da. E, și primarul de la Iton a înțeles acest demers. Și s-a făcut un puz, s-a făcut cu parc de 3500 de metri pătrați, cu parcele generoase de 900, cu 3 parcele care sunt pentru alte funcțiuni decât locuire, pentru că mai ai nevoie de o farmacie, mai ai nevoie de un magazin, poate de un bancomat, care să se întâmple acolo. Și mi-aduc aminte și acum replica dânsului, că n-au mai fost 70 și nu știu câte, că au reușit 48 parcă sau ceva de genul. Și după ce l-a scos la concesiune, prețul de concesiune a crescut de 2 sau de 3 ori. Condițiile erau mult mai bune. Și îmi spune, am făcut mai puțin și am câștigat mai mult. Inclusiv ca și calitate, inclusiv ca și bani. Și să ne gândim și la beneficiile pe termen lung, pentru că sigur vor fi și acele. Bineînțeles. Și de aici, cum spun, a început să se rostogolească și am început și la Sândulești, am avut un proiect similar, avem unul la Vultureni, care l-am făcut noi, urmează probabil și la Mociu. Se rostogolește. De ce? Pentru că lumea vede beneficiile și cred că ăla, unul dintre rolurile arhitectului șef este să arăți ce se câștigă. Da? Adică dacă faci așa, uite, poți să câștigi acest aspect. Și cred că cel mai bun exemplu e să arăți ceva concret. Nu doar scris din cărți, că așa scrie frumos acolo sau... Pur și simplu să arăți concret. Uite, acolo a făcut așa. Dumneavoastră ați pornit acest demers pe pagina de Facebook, pe care vă spuneam că o urmăresc cu foarte mare bucurie și plăcere, pentru că arătați exact aceste lucruri. Ce s-a făcut bine? Pentru că suntem sătui de critici, suntem sătui să arătăm cu degetul, suntem sătui de postări furioase, nu? De ce ați simțit că este momentul să faceți așa ceva? Am început asta acum câțiva ani. Sincer, n-am estimat ce se va întâmpla, ci pur și simplu am considerat că unul dintre rolurile funcției pe care o am este să promovez ce cred eu că ar trebui să se întâmple. Că e bine, că e rău, nu știu. Dar ceea ce pot să spun este că a pornit totul din Comisia de Urbanism, da? În care în Comisia de Urbanism am avut mare noroc, am avut mulți arhitecți care erau preocupați de mediul rural. Și asta s-a văzut în proiecte care treceau prin Comisia de Urbanism. Aveam la un moment dat colegi care veneau să prezintă un proiect și spuneau, știm, noi am făcut partea doar de urbanism, arhitectura nu e a noastră și era chiar o glumă că o să facem un tricou, că nu noi am făcut proiectul și... Și atunci încercam să ducem discursul puțin altfel și respectiv, ok, dacă l-ați face dumneavoastră, cum l-ați face? Și rolul comisiei era
pur și simplu stăteai și te uitai cum își corectează singur proiectul și ieșea ceea ce trebuie. Da? Deci nu că nu se știe, doar au nevoie de un imbold. Uh-huh. Și rolul administrației este să fie un partener. Da? Adică și eu așa consider mereu, și arhitectul din mediul privat și cel din administrație sunt parteneri. De ce? Pentru că rezultatul a ceea ce fac împreună este mediul construit care influențează pe toată lumea. Pentru că degeaba spunem, nu, e la mine în proprietate, fac cum vreau, dacă eu vreau să fac roșii, eu fac roșii. Bun. Dacă de ce ne ducem n-ar trebui pe trei, să gândim așa? Dacă ne ducem pe trei dealuri de lângă sau trecem pe stradă, o văd? O văd. Nu mă interesează ce faci în interior. Acolo este spațiul tău privat. Dar tot ce se vede din exteriorul drumului, când trec pe stradă, aia influențează pe toată lumea. Și atunci aia face parte din comunitate. Iar de-a lungul timpului ne-a învățat societatea asta că trebuie să respectăm niște reguli ale comunității. Dacă în trecut erau regulile că astea sunt materiale pe care le găsesc, da? Și vedem în zona de munte că, doar scurtă paranteză, da. Îmi place foarte mult că astăzi discutăm și povestim frumos, că discutăm de sustenabilitate, de dezvoltare durabilă, de materiale ecologice, le reinventăm. E, dacă ne uităm în rural, noi pe asta lucram. Adică doar trebuie să le vedem. El există. Și da? Să ne aducem aminte. Dacă ne uităm la casele făcute din pământ, da? Sau din voiaje, în zona Cătina există, sau Buza, da, ok, n-au știut să pună hidroizolația jos. O înlocuiești pe aia, casele sunt mai mult decât izolatoare fonice, izolatoare termice, da, vă spune lumea, nu case din pământ, nu, acum nu se mai numesc din pământ, se numesc case din cob, parcă, da, adică nu mai avem asta, trecem pe englezisme, dar e același lucru, da, sau dacă ne uităm pe învelitor, da, sau în zona de munte, în zona de munte se folosea lemnul, de ce? Pentru că e materialul local, nu l-aducea nimeni din China sau din altă parte, uh-huh. Acolo se găsea, ăla l-utiliza. Acolo se fabrica, deci dădeai și de muncă la oameni în comunitate. Exact. Da. Și era material local, nu aveai noxe de transport, de altele. De acolo se regenera, îl plantai în pădure, că plantau atunci, da, față de acum, se planta mai mult atunci. Și se tăia și cât se era regenera. Necesar. Exact, exact. Uh-huh. Și aveai ce aveai nevoie, adică iar pe asta cu revenind la discuția că de ce n-ai putea să faci ce, pentru că o construcție hai să nu spun urâtă, că încerc să mă feresc să spun urâtă, care nu se încadrează, da, în specificul, da, zonei, poate să strice un sat întreg. Pentru că avem, da, să dau un exemplu, avem la izvorul Crișului acea casă cu P+3, da? E, nu cred că este cineva care să știe izvorul Crișului, să treacă prin izvorul și să nu recunoască acea casă, da? E, aia rămâne ca emblema comunității. Ori, nu cred că o comunitate ar trebui să aibă de suferit din cauza moftului unei persoane. Uh-huh. Și ca să dau și o veste bună, sperăm că anul ăsta o desfințăm. Avem acceptul proprietarilor și sperăm că anul ăsta le dăm o mână de ajutor prin diverse asociații pe care le avem ca să o desfințeze și să ajungă și aia la o normalitate. Da. Deci există și această preocupare. Și ce am constatat e că de-a lungul timpului, da, merg pe aceeași idee din mediul privat. Un client nemulțumit mai spune încă la 15. Un client mulțumit mai spune la 3. Mm. Ok, dacă 3 oameni din ceea ce postez eu vor spune, da măi, uite, e așa îmi fac și eu casa, că mi se pare că sunt niște elemente care ar trebui și mai e și elementul celălalt. Dacă o fac așa, o autorizează. Ok. Îmi asum asta, uh-huh. Le-am spus și colegilor, pot să-mi asum și rolul de om rău că, de din cauza mea. De ce? Uh-huh. Pentru că interesul, cum spuneam, este unul comun al comunității, al nostru ca și generație care suntem acum, care trăim acum și să vedem să facem altceva, să îndreptăm parte din greșelile trecutului, că a fost o perioadă de democrație după rost Revoluție, de care, da, eu fac casa ca și vreau, după care ne uităm, mă costă prea mult întreținerea, din 7 camere folosesc 2, nu-mi trebuie atât de mare, dacă mi-aș face o 2, aș face-o altfel. Da. Le-au des aceste discuții. Bine, acum trăiserăm cu toții în apartamente mici, meschine și pe undeva Așa. Se și justifică dorința noastră de a avea multe camere. Da. Numai că după aia ne uităm în portofel. Da. Cât ne costă întreținerea? Mai ales acum, că costurile cu energia sunt tot mai mari. Exact. Uh-huh. Și atunci ne dăm seama că poate ne ajunge și mai mic. Dar bine, asta e o chestie generală, nu ține, mi-aduc aminte și de clienții pe care aveam în privat și sunt de multe ori când nu e percepția spațiului, da? Și asta e un exercițiu pe care îmi plăcea să-l fac și atunci îi luam și duceam la construcțiile existente. Uh-huh. Și spuneam, uite, camera asta, living-ul ăsta, ți se pare că cam atât ai avea și tu nevoie? Păi da, e cam cât îmi trebuie mie. Nu zic, ok, ăsta are 25, tu ai zis că îți trebuie 40, gândește-te un pic.
Și se schimbau puțin lucrurile, da. Trebuie să ai această latură practică, pragmatică, că altfel nu iese. Să vorbim și despre zonele turistice ale județului, pentru că și acolo sunt o grămadă de probleme, și acolo au apărut niște construcții care parcă nu se încadrează deloc în peisaj. Acolo ce se poate face? Multe. Ideea este în felul următor. Există, și nu o să mă ascund după deget, există și o tendință de construcții fără autorizație. Și dacă în municipiu se întâmplă acest lucru, se întâmplă pentru că aceiași oameni plus minus construiesc și din municipii, din municipiu în altă parte, și în rural, mai ales casele de vacanță. La nivelul zonei montane am avut și un trend, îl mai avem încă, în care persoane din județele Bihor sau Maramureș construiesc acolo. De Bihor e mai aproape decât de Cluj, ca și circulație. Da. Și există și asemenea construcții. Pentru cei care construiesc nerespectând un specific local, am o veste proastă. Nu vor putea intra în legalitate decât ajustându-și construcțiile. Și atunci sfatul meu este, indiferent cum se construiesc, să respecte specificul local. Aici mă refer la a elimina cât de mult posibil tot ce înseamnă tablă roșie, tablă albastră sau tablă de orice fel. Dacă este tablă, este cea care o găsim și pe biserică, da? Nu este o tablă aia veche care se pretează, sau tablă neagră, tablă gri, tablă fălțuită, aia e tablă. Astea care le vedem că imită denumirea, da, frumoasă, țiglă metalică, nu există așa ceva. Dacă oriunde cauți în normativ, da, nu există țiglă ceramică. Există tablă și există țiglă. Da? Țigla e ceramică de beton, de orice o fi, tabla e tablă. Hai să nu le mai confundăm, asta este. Bun, deci pe asta, pe poziționarea casei pe parcelă, și chiar mă gândeam că o să fac niște un mic ghid. Noi încercăm să aducem cât de multe informații încât să nu trească să citești zeci de pagini. Am făcut niște ghiduri ilustrate în care dintr-o pagină îți dai seama cum trebuie să faci. Din alte trei pagini poți să-ți dai seama ce materiale poți să folosești la acoperiș, ce să faci. Încercăm să mai facem încă o versiune care să fie oarecum pentru oricine citește. Ne gândim de la omul de la țară care are poate 4 clase să se uite la acele imagini, să-și dea seama, da, uite, dacă vreau să fac ceva, așa trebuie să fac. Da. Să fie înțelese de toată lumea și să încercăm să le promovăm cât de mult. Și, cum spuneam, în zona de munte, spre asta, îmi aduc aminte de unul dintre proiectele pe care le-am făcut, era în Alpi, da? Când eram student, am lucrat pentru un birou de proiectare din Franța. Și mi-aduc aminte, era acum, au trecut deja 20 de ani de atunci, dar mi-aduc aminte foarte mult de regulamentele lor de urbanism, da? În care venea și spunea, în zona Alpilor ai voie următoarele chestii. 30%, dau exemplu, da? Nu mi-aduc aminte, da, acum chiar concret, 30% piatră, 30% din construcție poate să fie lemn lucrat, și restul trebuie să fie bârnă, da? După care mai aveai geamurile, panta acoperișului, țigla de pe acoperiș, da? Deci până în cele mai mici detalii erau reglementate. Da, da. Și când aveai dubii, că mai erau discuții de genul ăsta, când aveai dubii, întrebam și eu, da? Zic, ok, și când sunt dubii, cum faceți? Păi există arhitectul șef pe acea zonă și te duci la el la o discuție și spune, ok, asta e țigla specifică acelei zone. Și acum, traducând la nivel local, ok, poți să ai aceste regulamente, dar ideea este, trebuie și o dorință din partea comunității, pentru că ceea ce se întâmplă în Franța se întâmplă de zeci de ani. Da. Ok, ne uităm și ne ducem frumos, că asta mi-e greu să o înțeleg, dar e o chestie de cultură, până la urmă, a noastră, de o cultură a construirii pe care acum o dezvoltăm. Da? Nu cred că greșim, toți au trecut prin acești pași, că s-a greșit, dar depinde de fiecare cât de repede se trezește și își dă seama că nu e direcția care trebuie, ci ar trebui ajustată puțin. Și remediază ce se poate. Și ce vreau să spun este că nici acum nu s-a întâmplat că toată lumea a vrut și gata. Da. Dar astăzi, dacă ne uităm și mergem, da, avem destulă lume plecată în exterior și se uită în Alpii francezi și spune, ok, uite ce frumos se întâmplă aici. Uite, când te uiți la case, toate sunt unitare, au aceeași cromatică, sunt poziționate la fel pe parcelă, ok. După care, ce nu înțeleg eu, unde se întâmplă această rupere, când vine în țară nu mai știm să facem așa. Păi de ce? Pentru că dacă ne dorim să se întâmple cum e acolo,
ar trebui să aducem și lucrurile bune, nu numai cele rele, adică să le uităm acolo. Dacă ne-a plăcut cum se întâmplă acolo, hai să facem și noi la fel, da? Hai să începem de la casa noastră și după aia să radiem așa spre comunitatea de lângă, să mai spunem și vecinului, știi? Uite, dacă facem așa împreună și suntem un pâlc, da, de 10 case, care avem o arhitectură cât de cât unitară, nu neapărat unitară, dar specifică zonei. Da? Asta e cel mai important. Că toată lumea spune, ok, nu, că vrea baie în curte. Nu despre asta e vorba la rural. E vorba despre a face o casă care pur și simplu, cel mai bun exercițiu pe care îl spun este când te duci pe stradă să nu-ți sară în ochi. Deci să poți să treci pe lângă ea încât o percepi că e parte din acea zonă, nu-ți sare în ochi, nu e roșie, nu e albastră, nu e verde, nu bombon. Nu are 5 etaje în plus. Exact. Da, deci da. E de acolo. Mm-hmm. Dacă acest lucru l-ai realizat, toată lumea este mulțumită, nimeni nu o să te deranjeze. Dar încearcă să faci acest lucru. Există la nivelul comunităților locale niște prevederi sau mai e mult până departe? Nu, există. Adică toate regulamentele de urbanism, acum n-am dat degeaba exemplu cu Franța, da. Legislația noastră pe urbanism și pe autorizări este copiată, cu toată responsabilitatea o spun, după legislația franceză, la începutul, democrației, prin 90, 91 este legea 50. Și fiind copiată, dar doar parțial. Și atunci, pentru unii dintre noi, a fost foarte ușor ca reglementările de urbanism să le ajustezi și să preiei reglementări de acolo, pentru că sunt similare, doar trebuie să le detaliezi, da? Adică dacă în regulamentele din 1998 aveai pentru partea de arhitectură, aspect exterior al construcției, o fază generică, este interzis autorizarea unor construcții care, prin conformare, raport, prin gol, cromatică sau volumetrie, duc la deprecierea peisajului. Și, bun, te întreabă cine interpretează asta. E, legislația spune că arhitectul șef, da? Că tocmai de-aia, de exemplu, la nivel de județ, e obligatoriu să fii arhitect de profesie, nu poți să fii altceva. Tocmai pentru că prin prisma celor 6 ani plus 2 ani de stagiu, că să ne înțelegem, e o perioadă până când ajungi aici, da. Plus mai e nevoie de încă 5 ani în privat, adică îți trebuie vreo 13 ani ca să poți să ajungi în postul ăsta, da? De experiență. Tocmai în ideea de a interpreta cu bună credință cele prevederi și de a ghida spre ceva, spre o viziune, că în fond trebuie să ai o viziune, cum trebuie să arate zona Ciurila, de exemplu, sau zona de munte. E, și să ghidezi spre asta. E, poți să ghidezi prin aceste regulamente de urbanism sau prin alte chestii pe care le poți aduce ajutătoare. Noi am făcut, cum spuneam, regulamente ilustrate de urbanism, am prevăzut în reglementări, au ajuns, mă scuzați, dar sunt și juriști printre cei care nu neapărat construiesc, dar care își... Unde scrie că nu e voie roșie? Scrie. Da, da, da. Unde scrie? Acolo. Dar a ajuns să fie stufos regulamentul. E, superb. Asta este, e o perioadă de tranziție, dar ne învățăm că, uite, scrie acolo și dacă scrie, trebuie să respectăm. Și mai e partea asta de autoritate care să fie pe o latură constantă. Adică nu ție-ți aprob, ție nu-ți aprob, revenind la studenți, da? Ție-ți aprob, ție nu-ți aprob. Nu, să încerci să mergi pe același culoar, da? Pentru în care ai acea mică marjă, da, ok, e țigla fălțuită neagră sau e maro, ok. E, țigla nu a fost roșie că e maro. Ok, este acel aspect, este. Panta acoperișului e 39, nu e 38. Ok. Ideea este de a fi în anumite marge, că nu spune nimeni că trebuie să faci farmacie în construcții. Cu toată responsabilitatea, nu poți face farmacie, da, niciodată nu se va putea face pentru că implică altceva decât dacă le faci în prefabricate undeva și le montezi acolo, da, și acolo ajungi la ajustarea pe teren care e, cum spun, e altceva. Și cred, iarăși, tot în această excepțiune, să fim oarecum responsabili cu natura de lângă noi, mai ales în zona. Asta este iară un aspect foarte, foarte important pe care trebuie să-l discutăm. Nu ne gândim deloc la mediul în care ne amplasăm proprietatea. Da, și iarăși o altă chestie, da? Te duci în zona de munte, apare tuia. Ce treabă are tuia cu zona de munte? Acum mă scuzați, n-am eu o problemă cu tuia. Sau un arțar japonez. Avem larix, da? E superb, e singurul conifer care are frunzele și galbene pierde, da. Și sunt superbe. Da. Da? De ce să nu pui unul de ăla, să te bucuri pe tot ce înseamnă asta ca și priveliște, decât să pui o tuia micuță care nu te ajută cu nimic, să înțelegem, nu te ajută, că dacă te-ar ajuta ar fi super. Sau iarăși, nu înțeleg, tot în zona de munte am văzut garduri prefabricate din beton.
ce te ajută. Mm-hmm. Poate chiar te ajută pe tine, care te duci poate odată la, nu știu, pe lună, că ai o cabană acolo. Dacă ai avea niște împrejmuiri, cum sunt specifice, cu 3 scânduri, da? Cu 4 scânduri care sunt acolo, mai intră un animal și când te duci acolo, ok, nu mai ai de tuns iarba, că e deja rezolvată, de natural. Și mai este și cu îngrășământ, tot natural. Exact, și ai rezolvat o problemă, adică trebuie să te uiți la chestia asta, ok, mă duc la munte, îmi pun eu acolo și fac. Nu despre asta e vorba. Și strică, cum spuneam, mie îmi place acum, în ultima an am început să merg foarte mult pe diversele dealuri, un weekend iau băiatul și plecăm. Și e foarte frumos să vezi că e un județ cu multe peisaje. Și găsești niște zone absolut fabuloase și am găsit niște zone, da, la interferența între Cluj și Bihor, niște cătune cu mutăturile oamenilor, da, care încă nu sunt alterate și sunt atât de superbe încât merită conservate. Poți să faci un sat turistic acolo, da? La standardul actual, cu tot ce este nevoie, dar păstrând ceea ce e acolo, pentru că dacă te duci și faci un hotel de pe plus 4, s-a dus tot farmecul, da? Și atunci să vedem ce înseamnă asta și, cum spuneam, să vedem pe partea de peisaj dacă construcția ta, care am văzut cu acoperișul albastru, am eu problemă cu asta, dar în fine, o să-mi treacă probabil poate niciodată. Nu sau trece. Poate niciodată. Da, exact. Ar trebui să nu vă treacă. Nu prea am de gând. În viața asta, un acoperiș albastru nu o să-l autorizez vreodată. Ideea este, când te duci de pe un dal pe celălalt și stai să vezi peisajul, da, care e pe kilometri, da, chiar dacă vezi cam un kilometru, da, dar restul nu se mai vede atât de bine, și ți-are în ochi el albastru. E, te gândești că decizia unui om influențează câteva zeci de mii care trec pe acolo și influențează peisajul pe kilometri. E, și atunci nu te gândești că ar trebui să faci ceva? Iar acum, pentru tot ce înseamnă zonele de munte sau zonele protejate, Ministerul Dezvoltării a intervenit legislativ de o săptămână sau două și a spus că acele construcții vor putea primi, care nu se conformează la specificul zonei, vor putea primi notificări din partea autorităților publice locale și vor fi obligați să-și reconfigureze partea de arhitectură și partea de cromatică exterioară încât să corespundă cerințelor. Asta este un pas fantastic. Este. Cred că a durat mult. Nu pot să spun că a pornit din zona de munte, pentru că nu de acolo a pornit din problemele de pe litoral. Pentru că și acolo sunt tot felul de probleme cu blocuri lângă blocuri de nu mai vezi plaja și ajungi să stai pe plajă la umbră. Sunt diverse zone pe acolo. Și atunci s-a extins pe tot ce înseamnă zonele protejate. Și zonele protejate și stațiunile turistice, mai ales că acum avem destul de multe OAT-uri. Chiar ieri, parcă a fost o hotărâre de guvern în care încă 8 OAT-uri, sau mai puține, nu mai rețin exact câte, au devenit zone turistice. Stațiuni de interes local. Foarte bine. De ce? Pentru că dacă și prima zonă de genul ăsta care va înțelege și va ajuta partea de arhitectură, pentru că poți să dai, de exemplu, da, cine vine cu, ca idee, da, cine vine cu un proiect de arhitectură frumos, îi dai scutire de plată de autorizație. Dar nu e o căruță de bani. Dar este un stimul. E un stimul. Da, și de ce nu? Da. Da, poți să-l dai exemple de bună practică. Uite, avem 7 care s-au făcut așa, sunt ok. Sau putem să importăm din modelul francez, care are un sistem de label-uri. Da? La ei toate sunt cu label-ul, cu sate remarcabile. Este un proiect foarte frumos început de Centrul Cultural Clujan, care se poate extinde, da? În care să promovăm ceea ce e bun. Pentru că nu avem proverbul ăla, vorba dulce mult aduce. Și atunci, dacă dăm o bătaie pe umăr, facem mai mult decât o palmă. Așa este. Și atunci poate reușim așa să facem oamenii să înțeleagă că... Și să înțeleagă de vorbă bună, asta mi se pare. Nu de amendă, nu de sancțiuni. Pe nimeni nu pasionează atât de mult să dai o amendă. Okay? Amenda este... știți cum e? Recompensă și pedeapsă. Dacă faci cum scrie în regulament și este ce trebuie, cu mare drag te ajut. Dacă nu vrei și te încăpățânezi, n-am facem cum. Invers. Da. Dar e opțiunea ta. Adică de fiecare dată încercăm să punem partea asta bună. Încercăm să vă ajutăm, dar trebuie să ne ajutați și voi. Adică să nu porniți de la premiza că eu am făcut-o asta rămâne. Ok, sunt niște ajustări necesare, că înseamnă, cum spuneam, o schimbare de cromatică, o schimbare de ceva. Ne asumăm fiecare că am făcut fără să avem formele legale. Da. Și atunci...
Aș vrea să mai vorbim, dacă tot vorbeați și dumneavoastră despre cât de mult are de oferit județul Cluj, aș dori să vorbim despre această inițiativă a dumneavoastră care se numește Harta Monumentelor Istorice din Județ. În ce stadiu sunteți cu el? Harta Monumentelor Istorice e făcută, noi am avut de fapt un contract de asistență tehnică cu Banca Mondială, prin care am elaborat la nivelul județului, se elaborează această documentație, PATJ se numește, Plan de Amenajare Teritoriului Județean, mm-hmm. în care, așa s-o traduc oarecum, aduce dezvoltarea macro la nivelul județului. Respectiv, acolo sunt cuprinse de la centuri, de la drumuri majore, de la zone de dezvoltare pe partea de turism, de la zone care se poate fi extinse uh-huh, sau nu. Uh-huh. Deci aduce nivelul oarecum supra unităților administrative, supra comunelor și legăturile între ele și tot ce înseamnă asta. Bun, și la nivelul acestui PATJ am elaborat și acest studiu, prin care am avut o echipă de arhitecți care chiar s-au dus în teren. Nu a fost un studiu făcut doar din birou și avem fotografii făcute de către ei pe locații. De ce? Pentru că lista monumentelor istorice e făcută de Ministerul Culturii și avem destul de mult feedback din teritoriu. Întâmplarea face că sunt membru și în acea comisie de monumente, în care ni se spune, știți, acest monument, de fapt, nu e unde spuneți voi, că e în satul de lângă. Aha. Avem și situații de genul. Și atunci noi am încercat să facem această corectare încât la următoarea revizuire a listei să putem trimite toate informațiile actualizate. Uh-huh. Și ce ne-am dorit este să fie, asta încercăm cu tot ce facem pe partea de digital și de electronic, să fie un instrument de lucru. Adică eu m-am săturat inclusiv de documentațiile de urbanism care, ok, eu fotografie am făcut-o astăzi și peste 20 de ani mai povestim de ea. Nu. Uh-huh. Ăla este un instrument cu care eu trebuie să lucrez zilnic. Pot să mă uit, de exemplu, pe această aplicație sau, de fapt, nu e o aplicație, că e un site, să ne uităm pe el și dacă astăzi mă duc și vă fac fotografii la încă 5 monumente, să pot să încarc fotografiile încât pe parcursul a 5 ani de zile să pot să am o statistică, o evoluție, ce s-a întâmplat, e în bine sau e în rău. Și să aduc tot timpul informațiile actualizate. Am primit și niște feedback din mediul privat și o să încercăm să-l ducem la un alt nivel partea asta, respectiv să încercăm să dăm un acces și pe partea asta și pe partea de GIS unor profesioniști care să aducă și aia informații. De ce? Pentru că în administrație nu suntem atât de mulți. Noi la Consiliu suntem 6 arhitecți, de exemplu. Uh-huh. Suntem o structură care are 20 ceva de oameni, dar nu toată lumea, nici din cei 6 arhitecți, nu toată lumea are, de exemplu, studiile necesare pe monumente încât să aducă informații. Fotografii putem face toți, nu e nicio problemă, toată lumea poate face fotografii. Acum avem telefoane, așa că ne ajută foarte mult să facem de toate. Dar ne-am dorit încât să deschidem, cum spuneam, există la nivelul județului Cluj undeva aproape 1000 de arhitecți. Uh-huh. Există oameni preocupați de monumente și încercăm să le creăm niște conturi prin care să poată actualiza ei informația, să aducă, ok. De ce? Pentru că în felul ăsta mergem pe aceeași idee. Ne bazăm și ne sprijinim pe comunitate. Mm-hmm. Da? Ne creștem comunitatea. Exact. Nu suntem 5 funcționari care fac asta, ci poate suntem, nu o să fie 1000, o să fie 50. Dar ajută. Și cred că feedback-ul va fi foarte pozitiv și pe asta. De ce? Pentru că am mai avut un apel public am făcut la un moment dat, numai că a venit pandemia și s-a dus apelul, dar îl reluăm anul ăsta, prin care am rugat colegii arhitecți să-mi dea o mână de ajutor. În ce sens? În sensul, mergem într-un sat, da? Și într-un sat, indiferent care o fi el, putem să-l parcurg, să pot să-l parcurg eu sau putem să-l parcurgem 3 oameni, 6 oameni. 6 oameni clar vor avea mai multe idei decât are unul. Uh-huh. Și pentru acel sat să încercăm să vedem, ok, sunt 3 case care sunt conforme sau sunt 3 gospodării tradiționale foarte valoroase care dacă nu, poate sunt în vârstă persoane de acolo. Uh-huh. Și să încercăm să găsim inclusiv niște sponsorizări să îi ajutăm să le reabilităm unde nu există posibilitatea. Sau sunt 3 case care sunt cu arhitectură neconformă, să spun, cum e Izvorul Crișului, da? În care un arhitect din mediul privat mi-a făcut un proiect gratuit, l-am pune la dispoziția omului, a zis ok, îl facem pe ăsta și ameliorăm, uh-huh. da? Adică o greșeală a trecutului se stinge și dăm o notă de pozitivitate, da? Că se poate schimba. Și asta se poate face prin efortul fiecăruia, da? Pentru că de multe ori nu e vorba de bani.
De multe ori e vorba numai de o discuție și de bunăvoință. Și de bunăvoință. Mm-hmm. Mi-aduc și acum aminte că acum o să mă pomenească domnul de la Izvorul Crișului, dar n-am ce să-i fac, îmi pare rău pentru dânsul. Dar eu îl apreciez. De ce? Pentru că nu el a făcut, este tatăl care a făcut acea construcție și discuția mea cu dânsul a durat 5 minute. Da? Și nici măcar n-a trebuit să spun despre ce e vorba, în sensul ne-am uitat unul la altul și întrebarea mea a fost: știți de ce am venit? Da, nici mie nu-mi place, cum facem? Deci, ajutați-mă. Atât a fost, n-a fost că nu vreau să facă. Da. Și atunci, dacă sunt oameni care sunt dispuși să facă, hai să-i ajutăm. Pentru că, da, revin la rural. Și în rural, comunitatea se ajuta. Când se făcea o casă, comunitatea se aduna și se făcea împreună. Da? Când era la câmp, comunitatea se aduna. E, noi trebuie să reinventăm, să regăsim mai mult decât să reinventăm acea componentă de comunitate. Și în toate dezvoltările pe care le avem și în rural, pe urbanism, de acolo trebuie pornit. Nu de la câți bani scot. Hai să văd ce creezi acolo. Și dacă e ceva din sat, nu îi preocupă deloc pe oamenii ăștia ce lasă în urmă. Să știți că mai nou am văzut mai mulți de preocupări de genul ăsta. Adică mai sunt, nu pot să exclud, mai sunt care sunt preocupați de partea doar de latura financiară, dar văd că nu se poate așa și atunci se ajustează. Și am primit și feedback-ul invers, da? Că mulțumesc că ați făcut, că m-ați obligat să fac așa, da, am pățit și așa că, da, mai obligăm, ce să facem astăzi. Păi, e rolul autorității de exercitare a puterii publice. Și în acel rol mai pot și obliga. Dar cu feedback după 3 ani de zile, vă mulțumesc că m-ați obligat să fac așa. De ce? Pentru că primul lucru care mă întreabă lumea când vine e: ok, ăia 2000 de metri pătrați din centru, ce se întâmplă? Rămâne spațiu verde. Pentru cine? Pentru toată lumea. Și se pot juca copiii noștri aici? Da. Și nu pot să-mi fac o poartă atunci și în spate să iasă direct copilul să nu mai iasă. Puteți să faceți și asta. Și zici, în consecință, am vândut mai scump. Da. Nu neapărat îmi doresc eu să se vândă mai scump, dar calitatea se plătește. Dar îi crește valoarea. Deci, și atunci... Da. Este hai să o gândim încât e win-win, da? Până la urmă câștigul e și de o parte și de cealaltă. Și cum spuneți, dacă îl lași în urmă și ceva constructiv, adică o comunicare, cu riscul că mă repet de multe ori, că cred că am spus de multe ori astăzi comunitate, dar e cuvântul care cred că trebuie să definească dezvoltările în rural. Pentru că în rural e o comunitate. Hai să încercăm, inclusiv ăștia care merg noi acolo, nu că noi ne facem enclava noastră și trăim în acea comunitate. Și ne facem ziduri de beton. Să facem parte din acea comunitate, da? Pentru că este acest trend acum, da, cu alimentele, să fim mai preocupați de ce mâncăm, de ce... ei mai au acele alimente. Și poate fi la fel, câștig-câștig. El ține două văcuțe, eu iau laptele de acolo, eu pun niște el pune niște cartofi, eu cumpăr de la el și ne ajutăm unii pe celălalt și crește întreaga comunitate și ne împrietenim și după aia se întâmplă alte lucruri, dar poate funcționa. Și văd zone în care funcționează, adică nu poate. Nu vorbiți din cărți, ci chiar de pe teren. Domnule Salanță, a trecut timpul. Wow. Okay. Și aș mai fi vrut să vorbesc încă foarte multe lucruri să vă întreb, însă se pare că va trebui să mai veniți la noi, la radio, pentru că au rămas foarte multe subiecte pe care încă nu le-am abordat. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența aici la microfonul Radio Cluj și așa o să rămân cu ideea că dumneavoastră sunteți omul care crede că binele este contagios. Vă mulțumesc foarte frumos, nici eu nu dau seama cum a trecut, dar mulțumesc și sper că n-am plictisit ascultătorii dumneavoastră. A fost o discuție deosebit de interesantă. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, ediția Serile Radio Cluj de 31 ianuarie ajunge la final. Doina Borgovan sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Mâine seară ne auzim din nou.